Oare va veni? Nu mă îndoiesc. Poate se vor înțelege bine. Sunt încă aceeași, sunt încă tine. Și la cât de rău le-a părut după fostul diriginte, la cât de revoltați erau, nu cred că va ieși totul din prima roți. Ți-am spus eu. Intră! Cu tot respectul, doamnă directoare, însă clasa pe care am luat-o, cu care tocmai am făcut cunoștință și pe care dumneavoastră ați caracterizat-o ca fiind cea mai specială și una dintre cele mai bune din școală, este o clasă de... Deci, prima voastră întâlnire n-a decurs tocmai bine. Păi... Doar rezumatul. Frații Ivanu. Da, să nu-mi trebuie să vii cu el rece. Și cum
astfel de înfumurat. Genul acesta de elevi nu dau doi bani pe profesor. Sunt copii de bani gata și au impresia că li se cuvine totul. Max a fost așa, dar a trecut prin câteva peripeții care au deschis ochii. Toți au avut multe de învățat în liceu, fie din greșelile lor, fie din greșelile altora, fie din ambele. Aveți răbdare, veți înțelege, Max vă va respecta. Nu mai este copilul înfumurat, nici cel care trăiește de pe urma părinților. Veți afla ce a pățit și cum i-au ieșit fumurile din cap.